Salutare! Astăzi suntem pe 19 februarie, o zi cu o temperatură foarte bună. Acum e dimineața, e ora 10, dar am înțeles că astăzi o să ajungă pe la 18 grade. Deci chiar o zi, și zilele anterioare. Din păcate, astăzi va fi o zi cu probabil multe mortăciuni, deoarece e cod de vânt și probabil n-am murit toată iarna, că tot să moară azi și ziua de, nu știu, zic și eu. Luca, albinuțele vin cu polen. Bine, are zboară de dimineață. Și vreau să zic ceva despre, zic așa, strategia pe care o voi adapta tot în următoarea perioadă pentru familiile cu 3 rame. Am 4 familii aici pe 3 rame și 3 dincolo. Bine, acolo 3-4 rame, da, tot cam pe acolo. Okay. Acelea singure nu le voi, le-am pus doar turtă de mult. Probabil o să mai operez pe la ele pe la jumătatea lui martie, ceva de genul ăsta. Deoarece n-am avut astfel de familii chiar mai slabe și nu, faptul că am dat eu sirop sau nu, n-am vrut să influențeze atât de mult. Să fiu sincer, adică am ce am dat pe mere, am luat pe pere, să zic așa, adică am consumat albina de iernare mult mai tare când ai sirop, da, și când stimulezi are un cost, adică nu doar dă înainte și nu se întâmplă nimic. Și practic nu a dat înainte astfel încât să zic că merită deranjul meu să pun sirop. Eu folosesc sirop de zahăr. Siropul de zahăr are mare avantaje pentru cineva la început de drum. E un consum pentru albină. Dar avantajul lui sirop de zahăr, sirop de miere, nu știu, nu mai zic de ceva. Dar avantajul față de un sirop de miere sau altceva la zahăr este faptul că prin administrarea de sirop de zahăr este un efect al acestei administrări, faptul că albina produce mai multe ceară. Când ești începător trebuie să fii și constructor de rame, dacă n-ai rame trebuie să fii constructor, eu ce vine cu polen, bravo! Și trebuie să construiești serios. De exemplu, anul trecut am ieșit cu 5 familii, da, în februarie, dintre care una pe o ramă de albine și una pe două. Pe de oameni, să prezinte și ceva. Ce problemă? Ce e la ce? Trebuie să fie rușine cu ceea ce ai. Pe acestea am încercat să le dau sirop, cum am zis, dar n-am văzut un avantaj, însă de la 4 rame în sus duce familia și ai beneficii, adică eu o sară în martie, indiferent de ce e afară, o să duc rame. Poate să vină și gerul. Nu este prima dată când fac așa. Anul trecut am zis cu acele 5 familii, dintre care 2 vai de fundul lor, am construit, în afară de multiplicare și așa, peste 100 de rame deodată. Deci peste 100 de rame deodată am construit. Anul acesta probabil o să construiesc vreo 200-300. Ca să construiești rame, în afară de ceară enormă, ai nevoie și de populație
serioasă, mai ales la ramele pe care le folosesc eu, ai nevoie de mai multă populație decât la ramele pe foițe. Eu folosesc rame de plastic, pentru ce nu înțeleg. Și pentru că produce mai mult ceară în administrarea de sirop, de zahăr, eu sunt mare fan. Orice alt sirop nu are același efect. Și eu, care e curios, poate să caute, sunt studii făcute, adică nu pe ochi frumoși. Uzura, deci ca să cel mai bun sirop, să ne înțelegem, dacă ești, să zic, mai dezvoltat, este cel de mir, pentru care uzura cea mai mică. Uzura este mai mare decât la siropul de mir. De aceea trebuie să pui în balanță și să calculezi bine, deoarece dacă nu îți dă un avantaj, nu știu dacă merită. Da, deci trebuie calculat bine. Cum am zis, la cele pe 3 rame, cele 3 familii care am dincolo, o să dau, de exemplu, sirop peste 3 săptămâni, o lună. Pentru că nu am văzut să dea un avantaj la o familie singură în ladă, chiar dacă eu folosesc strop de polistiren și na, nu am văzut să dea un avantaj, adică față de mirea pe care l-am lăsat-o eu, și se dezvolte mai încet, doar cu turpiți. Acum, la în partea aceasta am doi stupi. Unde sunt practic doi într-un. Acest film este ca un punct de referință, să zic așa, când am început să administrez sirop. Bine, să nu credeți că le dau mult. Una din marile, să zic așa, lucruri rele pe care le-am văzut eu este faptul că se dă prea mult sirop, adică trebuie mai mare grijă la dozaj. Eu n-aș da la albina, care am, nu știu, 3 litri, 2 litri. E o mână de albină, nu știu, 3 rame de albină, nu știu. Da, ești tu. Eu dau și eu jumătate de litru. Eu n-aș da, sincer. Că albina e hapsână și o săcare tot, dar uzura e destul de mare acolo. Și vom încerca la aceștia, da, care sunt 2 în 1. Sunt 3 familii pe 3 rame, bunicele. Și unul e chiar pe 2. La acesta, dacă nu bătea vântul ăsta, care sunt chiar vreau să-i mai pun o ramă de miere. Și să vedem dacă are vreun efect față de ce am observat anul trecut și nu, care, cum v-am spus, nu a avut, cine știe ce efect. Adică am dat degeaba, mie îmi place să muncesc fără folos. Da, și vom vedea, nu știu, cred că o să le fac o transvazare, să-mi dau seama așa, cam pe 15-20, 15-20, cam așa mari. Ceilalți 3 care capăt acolo sunt familii în toată regulă, adică chiar dacă, nu știu, 5 rame, 6 rame, ceva de genul, adică aia pot duce. O să-i mut probabil la începutul martie în stupul lor. Dar aceștia pe la jumătate, în funcție de ce găsesc, în băgate nu prea pot eu să umblu așa ușor în stupii ăștia, din cauza că nu prea pot să scot ușor ramele. Sper, vom vedea, dar acum aduce polen, cred că sper să aibă matcă, că nu o să umblu nici până nu-i transvazez. O să fie un mare circ și când îi transvazez. Da, vedem, poate mai le punem niște turtiță, dar în rest îi las acolo. Sperăm că are. I-am văzut că zboară,
dacă zboară și aduc polen, genera e un semn bun. Am acolo aveam matcă sau nu, rămâne de văzut atunci. Plec de la premiza că are. Mai mult de atât ce zice. Și cum ai spune, nu le fac transvazarea, nu... Hai să vedem și dacă au început să se dea la sirop. Și una cu pole. Ceva, te chinui să intri înăuntru? Du-te bă înăuntru, bă. Îți tragi duhul. Hai că poți. Da. Mai bine, văd că polen galben, polen alb. Ce bine cu pole. Bravo ție. Ăștia-s micuț, cum am zis. Și aici la fel. Ia să vedem. Să ne vedem că ne-am văzut. Picăm un pic. Și Andramau. Și Andramau, după că nu prea sunt așa la... Ba, da, sunt câteva. La siropel. Sunt pe acolo și fac viață. Ba, da, se pute. Așa. Vom vedea ce o să facă, bă, că sunt ca lumea pe polen. Bravo. Și ăștia-s de aia micuți. Da, aici, în partea asta, avem de ăștia mai mari. Mai ales că n-am mască. Da, nu cred că mai e. N-ar fi un lucru bun. Sunt cel mai rezistent la țelul de albine. Da. Nu știu, nu zic mereu. Nu știu dacă trebuie să zic sincer sau nu. Cu asta cu... De fapt, deci nu cred că am zis niciodată. Nu faceți ca mine, nu faceți ca mine. Să nu fie săceapător, da? Deci nu... Și v-am mai zis că nu e... N-am făcut un canal de... educație online în alea apicultorii, că... Na, nu am făcut asta pe care. Dar... În general, cu datul de turte, stimulare, să înțelegeți un lucru. Și uite, pot să zic un lucru. Este în funcție de zona care te afli, tipul de apicultură, echipamentele pe care le ai, multe chestii. De exemplu, eu sunt în sud, toamnă. Ne avem familii mai slabe decât cei de la centru în sus, la țări. Pentru că natura este în echilibru. Iau toamne mai blânde și primăvară mai nasoale, adică cu frig. Începe mai greu. Dacă eu nu încep mai devreme, dar fac acest lucru pentru că îmi permite zona în care fac apicultura mea. Primăveri cu care omoară acum, au omorât toată iarna pe albino, să omoare pântul ăsta. General, bine, bate-l, să vedeți. Dar îmi permit să fac multe lucruri pe care ei nu ar trebui să știe. Stimulările astea e un risc destul de mare pe care cineva și l-a luat. Da.
dacă eram, de exemplu, de la centru în sus, începeam așa de vreme cum am început și începeam. Acum, din perioada asta, sau în martie chiar. Da. Pentru că în martie o să vină cu siguranță un episod de o săptămână, două de frig. Nu o să fie o surpriză la de pregătit. În fiecare an e așa, în martie, nu știu, săptămână, minus 10, cât o fi. Ia uite ce, bă, frumos aduci. Îmi place. Merge treaba. Bravo. Visharnice. Să sperăm că poate să mai potolește asta și să fac o filmare. Să-i pun o turtă, să-i pun o ramă de miere. Restul, vedem, mai le completăm turtiță, dar ce le trebuie. Să facem nenorociri, dar faptul că le dau turtiță, cum am zis, are un cost, nimic nu e gratis. Na, fiecare face agricultură în funcție de stadiul care este și nivelul lui. Eu fac în funcție de nivelul meu. Dar în aprilie se va vedea rezultatul științei sau neștiinței sau metodei de lucru. Apa.